Dragi invitați, după cum ați observat și după cum știți, care ați mai urmărit emisiunea noastră, avem un concurs, Continuă cântecul, cu invitații noștri speciali de aici, din platou. Regulile sunt foarte simple, și anume, o să punem o piesă, voi trebuie să ghiciți și în același moment să fredonați corect continuarea cântecului, care o să fredonați corect atât text cât și parte melodică, o să primiți câte o nucă. Care nu, o să primiți câte un usturoi. Cine o să aibă mai multe nuci la numărare, la final, o să plece acasă cu... Mine. Cu ea. Cu mine. Cu anatomia. Cu anatomia, da? Cu anatomia. Da, la și mine. Cu balansoarul de la Mobila Dalin. Mulțumim pe această cale celor de la Mobila Dalin, pentru că încet, încet mobilează tot situația artistică din România. Să auzăm primul fragment și să aveți atenție mărită. Hai! Umamila e grea, umanitism, cu inima pe foc, cioanuș ca pe frisbee, pui sare pe rană, ca să mă doară, că eu sunt vagabondul și tu ești o doamnă sexy, chiar în aripler. Mă supun la ten, ca prin copil de școală, nu se fac termenele de țară. Ai un frisbee, mirifin, nu e frisbee, că se știe, omogen ca hidrogenul și oxigenul în chimie. Dragostea se face în inimi doi, dragostea nu se cade mână între noi. Ce secret rămâne între noi. Bravo, bravo, bravo. Hai să vedem confirmarea. Fetelor, în cât să face dragostea mai nou? Că am auzit fel de fel de ăsta niște adunături. Cum, în cât? În doi? În doi. Minim doi. În minim doi, auzi ce-o zis? Minim doi. Cum, minim doi? Nu, ce se întâmplă? Dragostea de unul singur se cheamă dragoste de sine, din cauza asta. Adică trebuie să fie... Dragoste de țară. Dar nu știți, remix, s-a remixat melodia. Acum e în trei. În trei. Dragostea se face în 10. În trei. Ce ziceți? În 10 se face. Hă? Și minim și maxim trei. Ana, tu numai în doi? Domnule, când sunt mai mulți, bun, e bine că nu ținte nimeni lipsa, să știți. Aici e toată treaba. Poți să mai pleci, te întorci. Asta e problema. Minim doi. Dar îți da cântat în arabă, da? Hai, te rog, Alina. Alina cu mașina. Victor, unde ți-e coșulețul? Cine de la Victor, la Victor usturoi. Aici doar nuci intră, nu, usturoi, usturoi nu. Nu că la Maria. Nu că la Maria, așa spun ăștia care jurizează. Și mie dați-mi tot usturoi la cove, tot usturoi, ca pe facem noi un guiaș la final. Zi la mine, zi la mine. Arab, arabi, 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 usturoi, usturoi. Pune usturoi, pune usturoi. Păi la voi se face usturoi acolo în Sahara. Se face usturoi, se mănâncă cu muzdei, se mănâncă cu Camila. Ce? Da, cu Camila. Acolo e usturoi cu miros de ceapă. Așa e. Nu, usturoi cu miros de petrol. Căutăm usturoi cu petrol. Usturoi cu miros de petrol. Da. Petrol. Udăm că n-avem aba. Udăm cu petrol, usturoi. Usturoi cu miros de petrolul. Petrol. Bun. Hai să vedem piesa a doua, că pe vedea noi ce usturoiul vine pe la voiu. Hai, repede. Piesa a doua. Mândră florești trandafir. Asta e de-a mea. În viață ești musafir. Ori ești pistol de petreci, măi. Până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, ori te petreci, măi. Până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de tot în viață, dar până la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Aplauze! Aplauziți! Aplauziți! Aici, de la arab! Aici, de la arab! Băi, frumos! De la arab a cântat frumos! Eu am o problemă. Microfonul ăsta, Marie, cântă mai bine. Cântă, dar face schimb. Cântă bine microfonul. Am crezut că și la noi se cântă așa. Hai să vedem confirmarea. Hai să vedem pe fratele Tinu.
Poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate viață, dar fă-le la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, omule, ești muritor. Frumos! Asta Juriu. E de bucurie și de jale. Și de jale. Cine de știe să, Alina, să trăiască viața, nu te sili. Știe măi, să cânte. Ai slădit, dar nu uite, bărbaților, mâncați ajmărsul și vinit tu. Fetelor, ce ziceți? Poți să ai de toate în viață, dacă n-ai așa ceva. Așa e, uite că am de toate. Usturoi. Așa e, așa e, e foarte negru. Juratele așa au zis, Didraga, nucă. Frumos. Coșul ăsta nu vede decât nuci, nu vreau să vă... Cove, nucă. Să miroase nucile usturoi, nu se poate. Și la arabii. Usturoi, bună, usturoi. Petrol, bani, mai mulți bani, dar nu-mi rog. Mie îmi place foarte mult muzica romanesca. Haideți să trecem la următoarea piesă. Hai să ne concentrăm. Hai, una finlandă. Ca să-mi te fac nevastă, am dus viață de nevastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră, înfloarea căsuța noastră. Și tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Bravissimi! Uitați de ori căsitata, baba meu a fost aici să a cântat melodia asta. Bravissimi. Asta e piesa cu care m-am lansat, odată cu Cică Petrescu. Confirmarea. Hai să vedem. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Păi de asta, de-aia a venit, pentru gazuța. Pentru gazuța. Juristele jurate care sunteți frumoase, bronzate și concediate, că ați fost în concediu, de-aia. Fetelor, să știți de la mine, cine nu are negru să-și cumpere. Da, de acord. Așa e, te cumpere negru zi arab. Nuci, Alina, nuci peste tot. Nuci la toți, gazuța noastră, gazuța, nuci. Te cântă și în arabă. Nuci peste tot. Nuca de onoare, nuca de onoare. Să vă cânt în arabă, gazuța noastră. Trecem sau suntem pregătiți, nu? Suntem pregătiți să trecem la... Da. Gata. Da. Următoarea piesă, hai să vedem. Următoarea cântare. Iubi prea mult, dar pentru tine n-a contat. Ai plecat din viața mea și de atunci am urmat. Hai. Nopți nedormite și pline de durere, care amintirea mea este atât. Azi am o mare avere, inima în mine plânge de dorul tău și nimeni n-o să te iubească cum te iubesc. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc cum zâțeai că mă iubești și de mă iubești. Mi-amintesc doar de ochii tăi și ce mi-amintesc acum de ochii tăi. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca te copii în brațe ne strângeam. Mi-amintesc cum ne spuneai că mă iubești, de ca ne copii că mă amăgești. Da, doar de dorul tău și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Ochii frumos. Ia cum l-a spus pe Vârciu aici. Ochii frumos. Am uitat așa în ochii minții cum cântă. A încercat să cânte la microfonul meu, că a crezut că poate are mai mult. Vârciule, hai să vedem și confirmarea și după aceea vedem că ea le jurizează acum. Tot e soc și urechi, fii atent cum să uită nilei. Gata-i copii, în brațe ne strângeam. Mi-amintesc când îți spuneai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni răi și tot ce mi-amintesc acum sunt ochii tăi. Ochii tăi. Eu a fost un rol de Vârciu. Dacă ele jurizează, deci, eu n-am nicio șansă. Deci. Doar bărbați. Deja șansă. Lupta se încinge. Okay. Hai, Alina. Alina de la Huedin, hai. Ia uite. Uite ce mărs are. Țucuz mărs. Bagă, mami, usturoi acolo. Usturoi. Nucă. O să-mi pută gura. Da. Nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu miroase. Usturoi.
Usturoi. Hai că face o tocăniță bună și nu mai miros. Am dat la tine, uite aici, da? Ți-a dat o nucă. Lasă, nu-mi lasă cum pe stai. Elghe holiobele, blonda, blonda, frumoasă, blonda. Ce? Asta frumos? Alina, tâmbi, 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 câmbi. Studiat anatomii. Stimaților. Da. Privitor de duminică, ce sunteți? Suntem. Ia uitați-vă aici să vedeți ce se întâmplă la minuni. Domnul Victor Ila. Am participat bine. Una nucă, două, patru băciulii de usturoi. Dam, pam. Trecem pe partea stângă, mergem până în Sahara. Aici. În Sahara românească. Poftiți iniți de aur să sădiți mai mult usturoi. Asta e mita, ce asta este mita, nu acceptăm. Nu, nu, e mita, cum v-ați spus, la români nu trebuie să vii cu mâna în gură. Și ăsta ți-l dau înapoi, că, Cove, Victore, și ăsta ți-l dau înapoi, ți-l predau în văzul lumii, pentru că am început să mă aud cu ecou. Ai ceva pus în el, lasă-l aici, acolo, dă-i pace. Veniți pe aici cu ascultări. Să se intersectează cu anoști, avoști, știi? Păi, deci, s-aude cu reverb. Da, cu reverb, s-aude cu reverb. Ne-au pus ăștia ceva microfon la vama. Stimatul nostru, Aravu, prințul, aplauziți-l pe prințul. Două, patru, băciulii de usturoi și una nucă. Salam aleikum. Aleikum salam. Bun, din coace. Prietenul nostru Cove, băiat minunat. Bărba fain, îi dorim să fie sănătos și îl mai așteptăm pe aici, pe la noi. Ne ajută. Una băciulie usturoi și două, patru nuci. Aplauze! Mulțumesc frumos! Patru nuci! Patru nuci! Nuci, nuci! Și draga noastră, cred că va merge acasă cu... Cred că cu un picior de canapea, eu cu un picior da. Cove. Cred că va merge acasă cu... Tu mergi! Două, patru nuci. Di draga, astăzi merge cu fotoliu acasă. Patru nuci. Și fii atent aici când te vei legăna pe el să te gândești la Ila, la Cove și la Tămas. Ila, 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 Ila. Di draga, astăzi. Bravo. Merge acasă. Felicitări. Hai, te rog frumos, te rog frumos. Hai acolo. Di draga, gândă-te. Hai. Să mergem, eu iau Vada, tu iei fotoliu. Vada la vine la mine. De acord. Vada vine la mine, da? Nu, nu, nu. Făcut asta. Ce? Ce anume? Vada vine la mine. Stai un pic să vedem dacă vrea. Nu merge chiar așa. Ia, uite, ia. Uite, băieți, uite, barca pe valuri plutește ușor. Așa mai merge. Și cine cântă un cântec de dor pe malul de la Herculane? Bun. Și tu? Se, te rog frumos, să-l lași în pace. Da. Plec cu Vada. Zine aici, Vada. Să aplauzim câștigătorul. Mulțumesc, mulțumesc Mobilei Dalin și dumneavoastră și poate... Că chiar meritam să fi împărțit cu Cove acest... Da, împărțiți-l! Nu, 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 e al tău, îl meriți pe deplin, nu, felicitări! Acum vă invit să urmăriți un moment uimitor, executat de cel mai bun prestidigitator profesionist al teatrului de magie. Magie! Magia. Magie! Acreditat de Federația Română de Iluzionism și magie! Magie! Magia. Nic Mihale!
Aplauze! Aplauze și iar aplauze! Frumos! Nic, hai mai frumos. Păi fii atent aici. Acum văd că ai și CD-uri cu Tămaș pe aici pe jos. Da, posibil să fie vreo. Frumos, și cu Didraga văd. Am și niște discuri mari, niște... Da? Mai vechi. Ăsta ca Aurel Tămaș, de că era ficiolul hoteai. Nu pot să știu prea sigur. Da? Nic, de cât timp te ocupi cu magia? De aproximativ 4 ani am început să practic această artă minunată și sunt foarte mândru și sunt fericit pentru că publicul reacționează din ce în ce mai bine la ceea ce facem. Da, și mie mi-a plăcut și am rămas așa stupefiat cum le învârți, cum le scoți, cum le ascunzi, cum le distribui, da. Cum le aranjezi. Prestidigitația este considerată ca fiind cea mai dificilă ramură a acestei arte. Frumos. Băi, dar stai un pic, care-i treaba? Trebuie neapărat să... Nu, ha? Dar dă bine. Dă bine? Da. Păi, știi care e problema la ăștia care sunt așa? Nu? Înțelegi? Ce că să piaptănă cu prosopul, știi? Nic, ce loc ai obținut în acest an la concursul internațional de magie Golden Cat din Bulgaria? Din Bulgaria, da, Bulgaria. Sunt mândru pentru că am adus pentru România premiul întâi la acest festival. Bravo! La categoria mea. Mulțumesc! Bulgaria! Așa, a fost o experiență de neuitat pentru că pentru prima dată România a reușit să iasă cu mai multe momente deosebite pentru că am avut alături un coleg foarte drag. Momente în premieră. Da, momente în premieră. Am avut un coleg foarte drag, numele lui Emil Drăgan, a fost alături de mine în Bulgaria. Am obținut locuri fruntașe la acest festival și astfel am reușit să ne facem remarcați în străinătate. E bine că ne remarcăm cu treburi din astea frumoase, care au și inteligență la bază, că au și îndemânare și așa mai departe. Nu să te vorbească ăștia că noi suntem tăcut de elea, știi, cu de elea, știi? Nu, pentru că asta e o percepție mai veche a faptului că magicianul fură lucruri sau știu... Nu, ascunde. Sau ascunde, bine. La un moment intrăm în detalii din astea, pentru că magia a evoluat și în secolul 21... trebuie să prezinți asta sub o formă artistică, teatrală, de ce nu? Sigur. La un moment dat știi că părinții sunt așa atenți la ce li se întâmplă la copii. Tatăl tău mai trăiește? Da. Să îi dea de sănătate. Salută din partea lui Tămaș. Zice că tu umblai cu diavolul sau erai poți dea diavolul. Da, așa. Bine, probabil că oamenii și-au dat seama că ceea ce fac eu nu are nicio legătură cu diavolul. S-o schimba părerea acum? Nu sunt foarte sigur. Da? Nu sunt extraordinar. Nu, dar eu stau așa aproape de tine, uite, cum e, că, știi, eu mai am câteodată pe scenă, știi, câte o treabă, că după mine l-a duce pe câte un popă întotdeauna, dar știi ce? De ce? Ca să tămâiază după ce se dă satana de pe scenă, știi, jos, știi, că mi-a duce câte un popă la spectacol după mine, de obicei, înțeleg? Da. Dar eu nu chiar n-am nicio treabă aici în preajma ta. Îți mulțumim. După, acum, după amândoi. Îți mulțumim. O să vină doi și îți dorim succes în continuare. Numai bine vă doresc. Te mai așteptăm la noi și te rog să ai grijă de CD-urile alea cu Tămaș și cu Maria Didraga, bine? Ok, cu mare drag. Nic, Mihale, aplauze! Bun. Relu, da. Ce vreau să te rog? Hai să îl punem și pe Victor, să vedem dacă poate să spună și el cuvântul ăsta, prestidigitator. Vezi, de treabă. Ia să vedem, că îmi spunea că se încurcă. Prestidigitator. Eu spun mai bine. Prestidigitador. Prestidigitator. Prestidigitador. Păi, bă, n-ați observat că și la mine le-am împărțit ca să-mi iasă. Dar eu spun cel mai corect. Prestidigitator. Maria, hai să te prestidigitator o țără. Hai, coci. Hai, eu rog să fii alături de mine aici pe scenă. O întrebare scurtă și la obiect. Cine sunt cei care fac minuni? Oamenii fac minuni. Dar și eu sunt om. You're a thousand miles away, love's feeling so strong.
place. I'll match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry away with my love song. With my love song. Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? Where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms. I need you near. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry away with my love song. Ooh, with my love song. Că e mica, e bună, nu băi, mănâncă mult. Băi, cu petrol, cu aur de toate, da, până la urmă cu bagaj. Uite, plecat, aplauze pentru surprinzătoarea, extraordinară, frumoasa, talentata, Mărie Didraga. Și trupa aia!